Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră la o nouă emisiune și bineînțeles la o nouă temă pe care în seara aceasta vom discuta cu invitatul nostru, așa că îi spunem bun venit domnului pastor Ioan Cocârțeu, slujitor la Biserica Creștină Baptistă numărul 2 din Timișoara. Frate pastor, bine ați venit la noi în emisiune. Bine vă regăsesc și mă bucur tare mult că în seara aceasta putem discuta asupra unui subiect de interes, aș spune eu. Întotdeauna ne bucurăm când Dumnezeu așează lucrurile astfel încât să avem, primul rând, o temă potrivită și mai mult invitatul potrivit cu care să tratăm această temă. Și iată-ne că în seara aceasta avem posibilitatea ca împreună să discutăm despre o problemă, a spune, a societății moderne, nu doar a societății moderne, dar foarte vizibilă în momentele acestea, și anume despre rebeliunea umană. Și împreună vom vedea dacă într-adevăr această stare, de fapt, această stare a omului poate fi privită sau poate fi tratată, poate fi acceptată ca un mod de a trăi sau pur și simplu este ceva care, într-adevăr, trebuie tratat, trebuie rezolvat undeva la nivelul omului sau știu eu, poate în alte sfere. Înainte de a intra în tema noastră, vreau, ca de obicei, să vă întreb ce mai faceți, cum sunteți. Sunteți dintr-o zonă care în ultima vreme a generat tot felul de discuții, a trecut prin mai multe faze ale carantinării. Timișoara întotdeauna rămâne un subiect fierbinte pe agenda presei. Ce mai faceți? Cum sunteți după o perioadă așa de carantină îndelungată și de multe, multe, să spunem, animozități la nivel local? Mulțumesc tare mult pentru întrebarea dumneavoastră. Sunt binevenite astfel de întrebări într-o vreme în care ne confruntăm cu atât de multe lucruri în viața noastră privată, dar și în viața comunității. Și când astfel de întrebări se ridică, acestea reclamă un interes interuman pe care n-ar trebui să-l pierdem vreodată din vedere. Adică, în calitate de oameni, trebuie să ne intereseze oamenii și cred că abordarea dumneavoastră poate fi un model pentru noi toți. Să ne întrebăm cât se poate de des ce mai faci, ce mai faceți. La Timișoara îi mulțumim lui Dumnezeu pentru perioada pe care alături de El o putem traversa și aș putea spune că nu este una care, din punct de vedere uman, omenesc, ne-am dori-o, pentru că cu toții traversăm timpul acesta de pandemie. E adevărat că măsurile care ni se cer a fi respectate și limitările la care suntem supuși ne privează de foarte multe acțiuni pe care le putem face și, într-adevăr, cum bine spuneați, Timișoara a fost vizată, aș spune eu, justificat datorită unor date, unor informații pe care lumea medicală le-a pus la dispoziția autorităților și atunci autorităților, în consecință, au trebuit să acționeze în ceea ce privește limitarea oarecum răspândirii acestui virus. E adevărat că orice formă de privațiune umană nu place, nu e de dorit. Și ca unii care am trecut printr-o perioadă de carantină, iată, de aproape 4 săptămâni, da? Acum ne-am aliniat și noi ca și municipiu, ca și zonă, ca și județ la linia întregii țări, dar a fost perioada de aproape 4 săptămâni de carantinare când, într-adevăr, foarte multe lucruri ne-au fost limitate și libertatea omului oarecum a fost limitată și lucrul acesta nu a plăcut. Dar dincolo de realitatea aceasta la care o trebuie să facem față, totuși îi mulțumim lui Dumnezeu pentru un context de viață ca acela al Timișoarei, un oraș, aș spune eu, care totuși
își păstrează valorile, valorile ancorate, aș spun eu, totuși într-un mediu creștin, într-o fibră creștină, având în vedere că ne bucurăm de o influență vestică, nu doar de acum, ci de mulți ani în coace, până în vremea noastră. Slavă Domnului! Asta e o binecuvântare și Dumnezeu să vă țină tare în continuare, să puteți duce mai departe mărturia aceasta a vieții creștine și, bineînțeles, să trecem și noi și voi acolo cu bine peste această perioadă de criză, care deja după un an și ceva a generat foarte multe discuții, foarte multe stări de nemulțumire și, bineînțeles, revolte, spun eu. Tema din seara aceasta este o temă care ține de natura umană. Vorbim despre rebeliunea umană și a spune că face parte din noi, face parte din ființa umană. Așa suntem noi ca oameni și mai ales în perioada aceasta a crizei pandemice, a spune că s-a văzut foarte mult, chiar s-a accentuat în viețile noastre această stare de nemulțumire, de nesiguranță, de animozitate, de împotrivire, da? Și am auzit în multe medii și mulți medici vorbesc despre efectele acestei pandemii la nivelul ființei umane și aici vorbim despre probleme cu depresia, probleme psihice și multe alte, pe lângă problemele acestea legate de COVID-19. Haideți să începem de la titlu, de la ceea ce ne-am numit noi rebeliunea umană, ar putea fi ea tratată ca un mod de viață, ar putea fi considerată rebeliunea aceasta un normal, o normalitate, da? Dar înainte de asta, haideți să vedem cum am putea noi defini rebeliunea umană. Știm că este, că o vedem în jurul nostru, da? Ne uităm și vedem cât de prezent este această rebeliune, dar haideți să vedem ce înseamnă rebeliunea umană. Da, este o formă de manifestare umană, cum bine spuneați și dumneavoastră, și o formă de manifestare umană cu care Dumnezeu nu ne-a conceput sau nu ne-a creat, ci noi ne-am însușit această formă de manifestare în urma păcatului. Și lucrul acesta ne costă și aduce consecințe severe în viața noastră. Realitatea care ne înconjoară ne spune, parcă prin cuvinte, dar și fără cuvinte, că omenirea este într-o constantă revoltă și este într-o permanentă dorință de explozie, de manifestare, potrivit percepției pe care o are, potrivit gândurilor pe care le are, potrivit înțelegerilor pe care le are. Dacă este să definim rebeliunea, am putea totuși să facem o diferență între ea și nesupunere sau neascultare, pentru că ea este mai mult decât neascultare și nesupunere. Când vorbim despre rebeliune, vorbim despre răzvrătire, vorbim despre revoltă, care adesea constă în acte de violență, de amenințare, îndreptate către o autoritate. Desigur, forma aceasta de rebeliune, așa cum o numim noi, potrivit dicționarului, vizează mai mult autoritățile statului sau reprezentanții acestora. Dar când vorbim despre rebeliune, cu siguranță ea se manifestă și în alte contexte de viață. Uitați-vă că sunt mulți în jurul nostru, o mulțime de oameni care și-au ales propriul stil de viață, propriul mod de a acționa în viața aceasta, unde, cu durere o spunem și constatăm lucrul acesta,
Dumnezeu nu este prezent. Te uiți în familie și îți dai seama că este o formă de rebeliune manifestată de copii față de părinți. Copilul nu numai că devine neascultător, pentru că am putea spune că asta a fost din totdeauna poate o înclinație spre neascultare a copiilor pe măsură ce ei cresc și se dezvoltă și se maturizează. Dar cum bine spuneați dumneavoastră, într-o vreme în care pe oameni și chiar pe copii este o atât de mare presiune dată de școala aceasta online, dată de rămânerea în casă, dată de lipsa de timp pe care o pot aloca activităților fizice, recreative, în aer liber, îi face și pe copii să aibă o formă din aceasta de rebeliune pe care o direcționează către părinți, către cei din casă. Sunt manifestări prin acțiune ale copiilor și manifestări prin acțiune nu unele bune, ci unele nepotrivite. Dacă ne uităm în societate, da? M-ați întrebat cum mai este viața la Timișoara și care sunt condițiile de existență aici la noi în Banat. S-a văzut și de la București și s-a văzut în toată țara când omului îi ceri anumite îngrădiri ale libertății, el se poate manifesta în cele mai diverse forme de revoltă. Și s-a văzut cum oamenii ies în stradă, cum strigă împotriva autorităților, cum consideră că tot ceea ce ei fac, autoritățile statului, fac împotriva noastră, e o formă de revoltă. În Europa lucrurile n-au stat diferit față de ceea ce se întâmplă în România. Dar dacă ne uităm, aș putea spune, chiar și în comunitățile religioase, ca păstor, îmi permit să fac aprecierea aceasta și îmi dau seama aceasta, de situația aceasta în care ne găsim. Fibra omului este foarte sensibilă. Ușor oamenii, chiar credincioșii din bisericile noastre, devin sensibili la orice formă pe care ei au considerat-o că este împotriva lumilor, împotriva crezului lor, împotriva idealului lor. Și astăzi foarte ușor, chiar și în comunitățile creștine, vezi într-un fel sau altul forme din acestea, fie de, aș spune, de împotrivire, fie de neasumare a unor lucruri. Cum spunea cineva recent, frate păstor, astăzi se cere toleranță maximă, toleranță maximă. Deci, starea aceasta de rebeliune, am putea spune că dacă ne uităm în jurul nostru, pare a fi un mod de viață, pare a fi pentru timpurile noastre un dat al omenirii pe care și l-a însușit atât de bine. Dar întrebarea cât se poate de naturală și firească pe care ar trebui să ne-o punem în seara aceasta este următoarea. Este rebeliunea umană un mod de viață pe care să ne-l dorim? Este rebeliunea umană ca mod de viață așa cum am fost noi concepuți, așa cum am fost noi rânduiți, sau se prea poate să ni-l fi însușit, să ni-l fi atribuit din anumite supărări ale noastre, din anumite încărcări emoționale ale noastre, din anumite lucruri pe care le-am acumulat în sinea noastră de-a lungul timpului și sunt ca un nisip fin care se așează în fiecare fibră a naturii noastre umane și mai devreme sau mai târziu ne încărcăm cu tot felul de emoții care explodează, care caută să fie refulate. Eu m-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu și sunt foarte multe episoade în Scriptură ca formă de manifestare a omului, chiar în felul acesta, prin rebeliune. Deci nu doar o neascultare pasivă, adică
nu ascult și apoi mă izolez în cercul meu și tac. Nu! Este, dacă vreți, neascultarea aceea prin reacție. Este vorba de, de neascultarea aceea prin revoltă. Asta este rebeliunea. Și sunt foarte multe situații, foarte multe împrejurări de felul acesta. În istoria poporului Israel n-a fost doar un episod în care evreii s-au ridicat împotriva omului, s-au ridicat împotriva unor familii, dar mai mult decât atât s-au ridicat împotriva lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că evreii s-au împotrivit lui Moise, s-au împotrivit familiilor leviților, reprezentanții lui Dumnezeu, s-au împotrivit prorocului Samuel. Dar dacă citim toate aceste episoade din Scriptură, ne dăm seama de realitatea care era ascunsă în spatele acestor episoade istorice și Dumnezeu îi conștientiza pe oamenii lui de faptul că izraeliții nu se revoltă împotriva lor, ci se revoltă împotriva lui. Dacă venim în Noul Testament, în Cartea Romani, capitolul 1, cuvântul lui Dumnezeu spune câteva cuvinte și dacă îmi permiteți, aș cita exact Scriptura, pentru că este bine să luăm cuvântul lui Dumnezeu ca atare și să-l cităm exact. În Romani, capitolul 1, citim următoarele cuvinte. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care înnădușe adevărul în nelegiuirea lor. Și acum vă rog să rețineți și versetul 21. Fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. S-a întunecat. Și, dragii mei, vreau să vă spun în seara aceasta cu cât se poate de mare seriozitate în tonul vocii mele și în atitudinea inimii și a minții mele. Când oamenii se revoltă împotriva lui Dumnezeu, așa cum spune cuvântul din Romani, când omul alege să-l abandoneze pe Dumnezeu, el nu mai are nicio limită în săvârșirea păcatului. Deci nu mai există nicio frontieră pentru el în a săvârși păcatul. Orice îi este permis. Orice gândește că poate să facă. Și astfel de oameni sunt capabili de orice păcat imaginabil. Și asta se întâmplă. Când alegi să-l abandonezi pe Dumnezeu, ești în stare de orice. Aș vrea tare mult în seara aceasta, pe marginea acestei rebeliuni umane, ca mod de viață, așa cum ar putea ea fi percepută dacă ne uităm în jurul nostru, dacă ne uităm la știri, dacă ieșim în oraș, dacă mergem în Piața Operei din Timișoara sau în Piața Universității din București, rebeliunea aceasta umană ca mod de viață are consecințe. Și consecințele acestea sunt groaznice, sunt grave. Dați-mi voie să punctez câteva adevăruri pentru dumneavoastră în seara aceasta și să medităm împreună la ele. Dacă ne uităm la natura acestei rebeliuni, ne dăm seama că ea este văzută în alegerile păcătoase ale omului. Omul alege păcatul mai mult decât îl alege pe Dumnezeu. Și lucrul acesta este limpede, este clar. Numai că atunci când omul alege păcatul mai mult decât voia lui Dumnezeu și relația cu Dumnezeul cel viu, natura lui păcătoasă crește și devine tot mai coruptibilă. Deci natura păcătoasă din om crește și natura lui devine tot mai coruptibilă.
aș putea spune că omul nu doar că e stricat, dar devine tot mai stricat. E o progresie în rău. Și uitați-vă dumneavoastră, vă aduc în atenție o situație clară care s-a întâmplat sub ochii noștri. Au ieșit oamenii în stradă și s-au revoltat față de autorități și față de aceia care, eu vreau să cred, caută binele și totuși sănătatea noastră umană. Nu doar că au scandat împotriva guvernanților, împotriva autorităților, dar acțiunile lor au fost dintre cele mai reprobabile. Adică să distrugi arhitectura unui oraș, să distrugi tot ceea ce este bun dintr-o piață frumoasă, de la mobilierul stradal până la tot ceea ce înseamnă aranjamente florale și toate acestea, vă dați seama că este o progresie în manifestarea omului. Orice trăsătură a omului vechi este putredă, în descompunere și sortită morții. Așa este omul vechi. Și mai mult decât atât, uitați-vă că natura umană este văzută și în schimbări păcătoase. În timp ce omul refuză să trăiască după legile lui Dumnezeu, pentru că am ajuns la concluzia că omul refuză să trăiască după legile lui Dumnezeu, știți ce face omul? Își inventează propriile lui legi. Și spune așa, eu am legile mele, eu am Dumnezeii mei, eu am valorile mele, eu am prioritățile mele, eu am calendarul meu. Știți care este cel mai mare Dumnezeu propriu al omului? Sinele. Sinele nostru. Sinele nostru. Omul crede că atunci când sinele e Dumnezeu, e bine. Când de fapt, atunci îi este cel mai rău. Când îl detronează pe Dumnezeu de pe tronul inimii, de pe tronul vieții, și în locul lui Dumnezeu pune sinele, el nu face o progresie în ceea ce privește cultura lui, în ceea ce privește poziția lui în societate, în ceea ce înseamnă consistența și valoarea lui, ci dimpotrivă el regresează. Și asta e natura umană, natura umană, să îmbrățișeze rebeliunea. Dar v-aș mai spune ceva în seara aceasta pe marginea acestui subiect, așa cum noi l-am numit pentru realitatea la zi din seara aceasta, și anume rebeliunea umană ca mod de viață. Dacă vă uitați în societate și dacă ne uităm în jurul nostru, nu există doar o natură a acestei rebeliuni, ci ne dăm seama că este și o emblemă a acestei rebeliuni. Adâncimea în care omul a ajuns este ca o mocirlă, este ca o cloacă. Pentru că așa se întâmplă când omul alege păcatul și îl respinge pe Dumnezeu, ajunge să se simtă bine în patimi scârboase, ajunge să se simtă bine în păcat și în cele mai oribile fără de legi. Ideea este că așa sfârșește societatea când alege căile ei și nu voia lui Dumnezeu. Și dacă ne uităm în istorie, așa s-a întâmplat în istoria tuturor societăților umane și așa se întâmplă acum. Dacă ne întoarcem la Romani, capitolul 1, vedem că sunt atracții ale oamenilor revoltătoare. Și Apostolul Pavel vorbește despre un păcat oribil. Din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat, spune cuvântul, în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în foptele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească,
cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Cuvinte dure, cuvinte aspre. Și bine știți, ați făcut atâtea emisiuni pe marginea acestor patimi scârboase, pe partea și în legătură cu subiectul acesta la care facem referire. Este cutremurător ceea ce trăim. Unei asemenea comunități li se acordă privilegii speciale și promovarea stilului de viață este absolut liber. Ni se cere nouă, creștinilor, oameni ca mine, ca dumneavoastră, să acceptăm. Și agenda lor, uitați-vă că este extrem, extrem de agresivă. Însă dacă ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu, ne dăm seama că asemenea relații sunt revoltătoare și sunt o consecință a faptului că Dumnezeu i-a lăsat pe oameni. A ales omul să-L abandoneze pe Dumnezeu și pentru că a ales să-L abandoneze pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a lăsat pe oameni. Bătaia viitorului apropiat va fi pentru toleranță. Va fi pentru toleranță. Și vine o vreme când a fi intolerant va fi socotită ca o crimă. Și am ajuns să o trăim. Trăim în acele vremuri aproape. Intolerant, vremurile sunt aproape pe noi, astfel de vremuri. Deși sunt gândite inițiative legislative prin care populația să fie forțată să nu le mai condamne stilul de viață. Deja lucrurile acestea se întâmplă sub ochii noștri. Să nu mai poți predica împotriva unor păcate de felul acesta. Ceea ce este devastator, vreau să vă mărturisesc în seara aceasta pentru mine, e adevărul cutremurător că sunt, așa zise, comunități creștine, care totuși acceptă un asemenea mod de a fi și promovează în rândurile lor astfel de oameni. Aici nu este o deviație umană, asta este un păcat. Da? Da, se încearcă declasificarea acestui păcat ca nemai fiind un păcat și asta este tendința omenirii. Doar că spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă ne uităm în cuvânt, dependențele oamenilor vor fi judecate. Alegerea unei astfel de mod de viață aduce judecata, spune Pavel, și propria judecată. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Și versetul 27. Au primit în ei înșiși, plata cuvenită pentru rătăcirea lor. O proprie judecată. Și aici mă refer, dacă vreți, la recompensa pentru păcat. Să-și ia mâinile Dumnezeu de pe tine înseamnă să te îndrepți spre propria distrugere, spre propria nimicire. Și asta se manifestă în felul următor. Boli, dezechilibre sociale, disfuncționalități în mersul firesc al vieții. Și astăzi suntem martori a tuturor acestor manifestări ieșite din comun, care sunt o consecință a faptului că omenirea l-a lăsat pe Dumnezeu și s-a îndreptat spre rebeliune. Și vreau să mai ating un lucru, pe marginea acestui subiect pe care l-am considerat cât se poate de actual și de ușor de observat pentru vremea noastră. Există și o sferă a rebeliunii umane. Ne-am uitat la o natură a ei, ne-am uitat la o emblemă a ei și uitați-vă că este și o sferă a rebeliunii umane, descoperită în decizia omului. Și spune cuvântul, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu
în cunoștința lor. Și la punctul acesta, respingerea lui Dumnezeu este totală. Omul refuză, omul modern, în marea lui majoritate, eu nu generalizez aici, în marea lui majoritate, nu mai are loc pentru Dumnezeu în mintea lui. Consideră că este ceva învechit, consideră că este ceva trecut, consideră că tehnologic și științific suntem atât de avansați încât nu se poate să ne mai întoarcem la o idee veche, la o idee a trecutului. Așa îl așează pe Dumnezeu, în timp localizat undeva în trecut. Sfera de rebeliune descoperită și în depravarea omului. Și am citit, i-a lăsat în voia minții lor blestemate. E cutremurător ceea ce spune Apostolul Pavel și aici iarăși citesc Scriptura. Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, urători de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste, firească, neînduplecați, fără milă. Și v-aș întreba, ați văzut vreodată în istorie aceste păcate mai evidente ca acum? Luați-le pe rând și vă dau iarăși textul Scripturii ca dumneavoastră să le priviți cu liniște, cu timp, să le priviți în față și să vedeți cât de reale sunt. Mă gândeam într-o zi, până și fake news-ul acesta este consemnat în lista aceasta de păcate. Spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. În versetul 31, fără pricepere, călcător de cuvânt, fără dragoste, firească, neînduplecați, și auziți și în versetul 30, născocitori de rele. E teribil astăzi ce trăiești în sfera interumană, adică o generare a minciunilor, o generare a neadevărului pornită de la om și îndreptată spre om, cum n-a mai fost. Și cu adevărat, când se întâmplă astfel de lucruri, avem parte de o consecință a rebeliunii umane, dar descoperită și în destinul omului. Și spune Apostolul Pavel aici, măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vretnici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Omul știe în inima lui unde duce păcatul. Cu toate acestea, tragic, omul alege să păcătuiască împotriva propriei sale conștiințe. Îi învață și pe alții un asemenea comportament și găsesc plăcerea să trăiască într-o asemenea stare. Deci găsesc plăcere să se complacă într-o asemenea stare. Dragii mei, ce aș vrea să vă spun eu în seara aceasta este că tema emisiunii noastre la realitatea la zi, și anume rebeliunea umană ca mod de viață, sub nicio formă nu se dorește un moto, un slogan de viață pe care cineva să-l împrumute, pe care cineva să și-l însușească. Ci dimpotrivă, în fața unei asemenea realități crude care ne înconjoară, pentru că asta-i realitatea care ne înconjoară, realitatea numită rebeliune, în fața unei asemenea realități, să ne ferim și să ne păzim să alunecăm spre o asemenea manifestare umană, să nu ne ducem spre o asemenea zonă,
Și să înțelegem că dacă Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al dragostei, al milei, al harului, al îndelungei sale răbdări, este în același timp și un Dumnezeu al dreptății, este și un Dumnezeu al judecății, este și un Dumnezeu al mâniei. Rebeliunea nu dă roade. Și rebeliunea nu poate avea decât efecte dezastroase asupra indivizilor și asupra comunităților umane. Ceea ce este de dorit este acea supunere piramidală. Și supunerea aceasta piramidală este supunerea mai întâi în fața autorității lui Dumnezeu. Când omul ajunge să se subordoneze divinității, el automat se plasează în sfera subordonării, în sfera supunerii față de ultima autoritate, și ultima autoritate este autoritatea lui Dumnezeu. Când supunerea asta sub formă piramidală este realizată corect, și anume de la vârf spre bază, eu vreau să vă spun în seara aceasta că nu vom avea nicio problemă să fim supuși acolo unde trebuie, și insist, acolo unde trebuie, și față de autorități, și față de autoritatea bisericii, și față de autoritatea familiei, și față de orice altă autoritate când lucrul acesta îl impune. Deci secretul, supunerea și subordonarea în fața ultimei autorități. Și nu este cineva deasupra lui Dumnezeu. El este autoritatea finală. Când cineva învață treaba aceasta, de unde se înceapă corect, nu va avea nici o problemă să se supună, repet, acolo unde trebuie, când trebuie și în fața cui trebuie, în momentele în care trebuie să dovedească lucrul acesta. Foarte frumos. Mulțumesc foarte mult, frate pastor, excelentă prezentarea subiectului, a temei noastre. Totuși, acum spre final, aș avea o întrebare pe care probabil cineva care ne urmărește în acest moment ne-ar pune dacă ar fi față în față cu noi, și anume întrebarea la care ne gândim probabil atunci când greșim și încercăm sau ne dăm seama că am greșit, suntem conștienți de faptul că am fost rebeli, am fost neascultători, am fost nemulțumitori, și Dumnezeu cercetează inima și căutăm până la urmă izbăvirea aceasta. Ce poate face un om, sau dacă mai poate face? Știți că în momentul în care ajungi într-o stare de asta de rebeliune cronică, e greu să te oprești și... Să mai ieși din ea! Mă gândesc. Pentru un părinte, haideți să o luăm așa cu, să spun așa, cu zona critică. Un părinte a căror copii sau a cărui copil se află într-o stare dintre aceasta de rebeliune, o familie care are unul dintre membrii într-o stare de aceasta de rebeliune, o biserică, un frate, un prieten, care ar fi sfatul dumneavoastră, să spunem așa, practic, uitându-se la Sfânta Scriptură, uitându-vă la experiența dumneavoastră, că câteodată e foarte greu să te oprești, să te... Într-adevăr, Cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt încă lucrează și astăzi, schimbă inimile, dar știți, câteodată ai nevoie de cineva să te pune pe patul acela, să te ridice ca să te ajungă. Singur nu te mai poți ridica de niciun fel. Foarte bine spuneați dumneavoastră și foarte bine ați lansat întrebarea aceasta, care în ultimă instanță ne urmărește pe noi toți. Uneori rebeliunea aceasta devine, să zic așa, atât de prezentă în viața noastră, atât de evidentă în viața noastră, încât ne punem problema cum putem scăpa de ea și cum putem să-i ajutăm pe alții să scape de ea.
devine poate asemenea acelei inimi împietrite despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Adică, da, cum s-ar zice, eu sunt rebel și sunt rebel până la capăt. Nu mai sunt dispus la nicio formă de subordonare, la nicio formă de ascultare ce-i de făcut. Sfatul meu ca pastor este același pe care l-aș da în legătură cu orice păcat. Noi trebuie să admitem că avem de-a face cu un păcat cât se poate de condamnabil de către Dumnezeu, și anume forma aceasta de revoltă până și față de Dumnezeu. Și când vorbim de o asemenea manifestare umană, cum am spus și în cadrul abordării temei noastre, vorbim despre un păcat. Ei, când luăm în calcul că aceasta este un păcat, nu este doar un derapaj al naturii noastre umane, noi trebuie să ne adresăm inimii. Noi trebuie să ne abordăm inima, centrul acela de unde pornesc toate lucrurile. Domnul Iisus Hristos, vă aduc aminte de versetul acesta, spunea în Evanghelia după Matei, capitolul 15, și m-aș bucura ca aceste versete să ajute ascultătorii noștri care ne urmăresc în seara aceasta. Domnul Iisus Hristos clarifica problema aceasta și vă aduceți aminte ce spunea El. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om. Astea sunt lucrurile care te fac vinovat. Deci problema este problema inimii. Ea nu se poate rezolva medical. Ea nu se poate rezolva prin psihoterapeuți. Ea nu se poate rezolva prin niște mijloace de natură umană. La inima noastră poate avea acces unul singur, și anume Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Mai întâi de toate, eu sunt chemat să admit că problema aceasta e o problemă a inimii mele. Să o recunosc. De aici pornește totul. Dacă nu recunosc vinovăția aceasta a inimii mele, lucrurile nu se pot rezolva. Apoi, odată recunoscută problema aceasta ca fiind la nivel de inimă, eu trebuie să o mărturisesc înaintea lui Dumnezeu ca un lucru care atrage după sine consecințe, ca un lucru care îmi creează probleme, ca un lucru de care mă fac vinovat înaintea lui Dumnezeu. Să-l recunosc ca un păcat, să-i spun Domnului: Doamne, eu nu pot face nimic cu problema inimii mele. Ceea ce este în firea mea, ceea ce este în sinea mea, este ceva ce mă depășește. Vino în ajutorul meu. Apoi să-i permiți lui Dumnezeu prin mijloacele Harului Său să te curățească și să îți dea voie ca prin El tu să lucrezi proactiv la starea inimii tale. Adică să încep cu lucruri mărunte. Probabil nu vei putea dintr-o dată să schimbi problema aceasta a rebeliunii umane la o scară foarte largă, foarte mare. Dar încearcă mai întâi de toate să corectezi atitudinea din minte. Să nu mai te revolți la nivel mental. Apoi încearcă să rezolvi problema vocabularului. Să pui acea strajă, acel stop, acel frâu, cum spunea Iacov, gurii tale. Și să nu mai vorbești nepotrivit, să nu mai răspunzi nepotrivit, să-ți stăpânești vorbirea. Apoi, stăpânindu-ți mintea, vorbirea, cu siguranță mergi la următorul nivel al stăpânirii acțiunilor tale, pentru că tu lucrezi proactiv și îi dai voie lui Dumnezeu să intervină în viața ta. Îi dai voie să te cizeleze, să te prelucreze și ori de câte ori poate un curent din acesta al firii își cere drepturile, să poți să-i spui: Doamne, nu vreau să fac lucrul acesta. Nu vreau să săvârșesc acțiunea aceasta. Vreau să mă consult cu tine. Vreau să mă învăț în atelierul tău, în camera ta de pedagogie. De la tine vreau să învăț. Și apoi mai este un alt lucru. Odată ce rezolv problema mentală, odată ce rezolv problema verbală, odată ce rezolv problema acțiunilor tale, să încerci să înlocuiești
pornirile acestea de rebeliune, de revoltă, prin acțiuni care te subordonează. Să fii maleabil, să fii receptiv, să fii un receptor, nu să fii un emițător, care, stai și asculți, care ești gata să fie învățat, care poate îți pleci urechea și la copii, și la soție, și la autoritatea de peste tine și îți dai seama că sunt lucruri pe care trebuie să ți le însușești sau să le corectezi în viața ta și din acțiuni nepotrivite să le transformi în acțiuni potrivite, în acțiuni constructive pentru viața ta. Slavă Domnului! Așa să ne ajute Dumnezeu ca fiecare dintre noi să putem face lucrul acesta. Nu cred că e cineva care n-a fost încercat vreodată în a fi neascultător, ba chiar de a se potrivi. Și e o luptă de zi cu zi, a spune. În primul rând, împotrivirea aceasta în fața lui Dumnezeu. Atunci când nu acceptăm voia lui Dumnezeu sau nu suntem gata să ascultăm și încercăm noi să găsim soluțiile astea omenești, este tot un fel de, să spunem, de rebeliune, așa, poate la un nivel major, dar până la urmă asta încetul cu încetul. Ceea ce este foarte important și am observat asta, domnule pastor, este că nu se întâmplă totul deodată, crește în mod progresiv și te trezești la un moment dat că ești față în față și lupți cu Dumnezeu, lupți cu toată lumea, calci pe cadavre, ești gata să faci orice doar pentru a-ți impune părerea ta. Și la un moment dat, bineînțeles, din start ești pierzător, ești cel care pierde, pentru că cu Dumnezeu nu se poate lupta nimeni și este cel care, dacă omul se mai pocăiește, mai are o speranță. Dacă nu, rămâne la judecata lui Dumnezeu atunci când va fi. Așa că să ne rugăm Domnului să ne țină treji, să ne țină veghetori și să nu lăsăm ca lăstarul acesta să crească și să dezvolte în viețile noastre. Așa este, așa este. E necesară vegherea, e necesară precauția și cum spuneați dumneavoastră, e ceva degenerativ și e un proces. Astăzi puțin, mâine mai mult, poi mâine și mai mult, că nu dintr-o dată, da, copilul este cel care se revoltă împotriva autorităților statului, da? El are forma lui de revoltă în familie, față de părinți, apoi copilul nemulțumit devine tânărul nemulțumit și rebel și din tânărul rebel devine adultul care acționează violent și uite așa ne trezim cu un proces degenerativ unde, cum spuneam, numai intervenția lui Dumnezeu supranaturală poate să facă lucruri mari și să schimbe lucrurile. Dar vegherea din timp și precauția din timp este atitudinea înțeleaptă ca astfel de lucruri posibile în viața noastră să le ținem cât mai departe de noi. Vă mulțumesc foarte mult pentru seara aceasta. Nu pot să spun decât un mare amin la tot ce a spus și la îndemnurile pe care ni le-ați arătat în seara aceasta din Sfânta Scriptură. Vă mulțumim pentru pregătirea pe care ați avut-o pentru a putea face această emisiune, o emisiune excelentă și a spune-o de folos. Cu drag vă așteptăm la București să facem și alte subiecte, dacă Domnul va îngădui. Dacă nu, rămânem să ne auzim și să ne vedem tot așa prin mijloacele acestea online. Noi vă mulțumim și ne rugăm ca Dumnezeu să vă țină și pe dumneavoastră în putere, în puterea cuvântului și de asemenea să binecuvânteze lucrarea pe care o faceți acolo la Biserica Creștină Baptistă numărul 2 din Timișoara și bineînțeles oriunde Dumnezeu vă va purta, fie în mod fizic, fie pe calea undelor pentru a duce Evanghelia până la marginea pământului. Vă mulțumim foarte mult! Și eu vă mulțumesc din toată inima și dacă nu vom putea să ne revedem chiar și pe calea aceasta, încă de pe acum vă urez din toată inima să vă bucurați de Hristos cel viu și vă doresc să aveți parte de sărbători binecuvântate împreună cu Domnul Iisus Hristos. Mulțumim, vă dorim la fel și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți.
Stimați prieteni, mulțumim pentru seara aceasta, mulțumim că și de data aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Noi de aici vă salutăm și vă spunem la revedere!